Înțeleg că la această oră, în aceste zile, se discută noi restricții pentru, atât pentru bucureșteni, cât și la nivel național, în contextul în care vedem că nu scade numărul de internări la terapie intensivă, numărul deceselor este și el în creștere, vorbim de decesele cauzate de COVID-19. Care este explicația? Da? Noi acum avem restricții la nivel național, avem acea carantină de noapte care începe la ora 10, dar în continuare vedem o creștere a numărului de internări la terapie intensivă. Cum vă explicați? Nu respectă toată lumea aceste, sau nu știu, nu monitorizăm poate așa cum ar trebui să monitorizăm respectarea acestor reguli de protecție? Că în momentul de față, oricine cunoaște pe oricine din România care trăiește în România sau oriunde pe planetă cunoaște pe cineva care a trecut prin boală. Oricine poate să numească un prieten, un apropiat, o cunoștință care a trecut prin boală. Mai mult decât atât, la fel, oricine de pe planeta asta cunoaște în momentul de față cum se transmite acest virus. Deci nu mai sunt necunoscute. Ținând cont de modalitățile prin care se transmite acest virus, evident că transmiterea și apariția de cazuri, cu atât mai mult cazuri multe și crescătoare de la o zi la alta, țin evident de abateri de la, să spun, sau o complianță mai scăzută la măsurile care și-au demonstrat eficiența. Și cum știm că și-au demonstrat eficiența? Să ne uităm la gripă. Noi n-am avut gripă anul ăsta. Tocmai pentru că masca pe care am purtat-o și distanța fizică a fost eficientă și împotriva virusului gripă, al care se transmite la fel pe calea aeriană. Și atunci, evident că creșterea numărului de cazuri vine la o complianță din ce în ce mai scăzută. Sigur că aceste măsuri sunt nepopulare și nu ne mai fac plăcere. Însă, până să ajungem la finalul, până să creștem numărul de persoane imunizate, sunt singurele instrumente pe care le avem la îndemână pentru a opri evoluția pandemiei. Dar De este ce? nevoie de noi restricții, Cea credeți? mai bună întrebare. Să ne uităm câți pacienți la terapie intensivă. Noi, în ultimele, începând de acum 3-4 zile, de la o zi la alta, batem recordul absolut al pacienților la terapie intensivă, al pacienților în secția de COVID-19. Aceasta este realitatea. Sigur că poate a trecut deja mai mult de un an de zile, dar și există poate un fenomen de desensibilizare cu privire la raportarea. Dar în spatele tuturor acestor cazuri sunt peste 21.000 de decese. Sunt tragedii în spatele tuturor acestor cifre. Trebuie să ținem cont de lucrurile astea. E nevoie să aloci, să identifici și să aloci patru de terapie intensivă întotdeauna în creștere cu ritmul de creștere al pandemiei. Practic, dacă sunt aproximativ 1.400 de pacienți, tu trebuie să ai oricum o marjă de câteva sute suplimentară. Noi avem 1.000, puțin peste 1.000 de medici care sunt specializați în terapie intensivă în România. Toate aceste alocări, pentru că nu a existat acest virus, nu a existat această pandemie până acum un an și o lună, un an, două, 3 luni, toate aceste resurse pe care le aloci special pentru a trata pacienții cu SARS-CoV-2 le faci în detrimentul altor bolnavi, altor patologii. Toți medicii și toate paturile aveau un rost, erau folosite pentru ceva până să apară acest virus. Evident că acele activități și acele servicii medicale nu mai sunt prestate pentru rolul pe care îl deserveau până la apariția acestui virus și acum, evident, sunt translatate ca funcțiune către a trata pacienții cu SARS-CoV-2. Din acest motiv, lucrurile sunt luate și se încearcă o calibrare pentru că avem o nevoie reală de a controla și de a opri ritmul de creștere pandemic. La 1.400 de pacienți la terapie intensivă, lucrurile nu sunt simple absolut deloc, să știți. Ne confruntăm și cu un deficit de medici specializați, cum ați spus și dumneavoastră, avem 1.000 de medici la nivel național, e de ajuns, specializați pentru terapie intensivă. E un fenomen deloc nou. Acest fenomen a apărut și a crescut în amploare imediat după aderarea României la spațiul european. Sunt cifre care spun că undeva peste 25.000 de medici au plecat din România în tot acest răstimp. Ținând cont de faptul că la nivel național vorbim de 11.000 de medici de familie și de în jur de 56.000 de medici, vedem că este un sector important. Dar tot acest fenomen de brain drain, sigur, mai evidențiat în domeniul medical, se observă și în alte domenii și, din nefericire, este unul care este în continuare intens. Și atunci, cu atât mai mult importanța acestui moment în care ne uităm la 4 ani de guvernare în față, în care ai aceste două elemente pe care nu le-ai avut până acum. Pe de o parte,
oportunitatea unei continuități pe 4 ani de zile, astfel încât să poți să aplici orice fel de strategii și de planuri ai, de reforme structurale pe care nu poți să le faci într-un an de zile, în câteva luni, ai nevoie de mai mulți ani, e acum avem acești ani la dispoziție, pe de o parte. Pe de altă parte, o altă carență a ultimilor ani a fost finanțarea sustenabilă. Avem oportunități de finanțare prin fonduri europene fără precedent, care sunt disponibile și încep să fie disponibile și care îți permit implementarea unor reforme structurale, sistematice, așa cum spuneam. Acestea sunt genul de lucruri care pot să oprească acest fenomen de brain drain, migrația personalului medical, migrația forței de muncă active, până la urmă, pe toate domeniile. Însă trebuie să nu ratăm această oportunitate realmente de importanță istorică pentru noi ca țară.